Într-un meci care a contat pentru etapa a 11-a diviziei A la Ruibii și care s-a disputat la Sân Nicolau Mic, echipa masculină Știința Petroșani a învins cu scorul de 24-12 formația CSU Aurel Vlaicu Arad. Pentru ambele echipe, întâlnirea a fost prima din retur după o vacanță de 2 luni. A fost o victorie fără bonus ofensiv pentru Știința Petroșani, care vizează în acest sezon calificarea în play-off-ul și chiar promovarea în Liga Națională. Petroșanenii pregătiți de Alexandru Lupo au adunat până acum 25 de puncte, dar rămân pe locul 4 în clasament la 5 puncte în urma lui RC Bârlad și departe de primele două clasate, Poliaș și Stejarul Buzău. Tot în runda a 11-a s-au mai înregistrat rezultatele. RC Bârlad, Poliaș, scor 25-32 și Bucovina-Suceava, RC Megalați, 22-14. În runda viitoare programată sâmbătă 10 august, Știința Petroșani va juca pe teren propriu cu RC Bârlad. Fără antrenorul principal Cornel Bădulescu, externat din spitalul din Târgu Mureș, dar rămas la Deva, CSM Cetate Deva a pierdut la o diferență de 5 goluri, scor 29-34, la pauză 13-20, jocul amical disputat marți seara în deplasare pe terenul echipei maghiare Elore Beșcheba. Jocul revanșă va avea loc marți 13 august în sala sporturilor din Deva. A fost al 4-lea meci amical susținut de handbalistele de la Cetate Deva, care la finele săptămânii trecute au câștigat trofeul Memorialul Fostelor Glorii ale handbalului mureșean, în cadrul căruia a câștigat toate cele 3 jocuri. Scor 38-26 cu Mureșul Târgu Mureș, 41-17 cu CSM Pitești și 39-18 cu CSM Bistrița. Echipa de fotbal de Liga a 3-a FC Hunedoara și-a completat încă 4 date în calendarul meciurilor amicale din perioada de pregătire. Astfel, mâine, FC Hunedoara va susține al 5-lea joc amical în deplasare cu gruparea sibiană FC Avrig. În zilele de 14 și 23 august, FC Hunedoara va înfrunta în dublă întâlnire echipa de Liga a 2-a Metalul Reșița. Primul joc se va disputa la Hunedoara. În fine, pe 21 august, FC Hunedoara va juca cu conjudețeana CNS Cetate Deva pe stadionul Cetate. De la începutul pregătirii de vară, FC Hunedoara a jucat 4 meciuri test în care a obținut doar victorii. 3-0 cu CSO Cugir, 8-0 cu Victoria Călan, 4-2 cu Kinder Paleu și 7-1 cu Viitorul Sânt Andrei. FC Hunedoara a fost învinsă în primul joc oficial din sezonul 2013-2014, scor 0-2 la Aurul Brad în turul 2 al Cupei României.